Campionatul național de lupte senior, desfășurat sâmbătă și duminică în sala polivalentă din Craiova, s-a încheiat cu o recoltă bogată de medalii pentru sportivii clubului gazdă CS Universitatea. Albaștrii au cucerit 8 medalii, dintre care una de aur, 6 de argint și una de bronz. Totalul medaliilor pentru luptătorii craioveni a fost de 11, după ce două sportive de la CSM Craiova și una de la liceul cu program sportiv Petrache Trișcu s-au clasat pe treapta a treia a podiumului. Duminică, în finala masculină de la lupte libere, categoria 70 de kilograme, s-au întâlnit doi reprezentanți ai clubului CS Universitatea Craiova, Ionuț Moise și Ionuț Răduică. Victoria i-a revenit lui Moise, care a cucerit al treilea titlu consecutiv la seniori. Cel mai frumos este să câștigi acasă, nu? Și sunt foarte bucuros, e al treilea titlu de captain de seniori consecutiv. Sper să nu mă opresc aici, sper să continui și să ajungem undeva mai sus. Antrenorii cluburilor din Craiova s-au declarat mulțumiți de rezultate. Sportivele de la Clubul Municipal Craiova au reușit să obțină două medalii de bronz la categoria 48 Doana Amalia și la categoria 75 Urezu Andreea. De asemenea, Stângă Miruna locul 5 și Stoiana Ana Maria locul 5. Pentru început de an este un rezultat bun. Sportivii noștri au obținut un număr de 8 medalii în total, 6 de argint, una de aur și una de bronz. Au avut o comportare bună, ținând cont de faptul că este organizat acest campionat așa de vreme, nu au intrat în forma dorită de noi, nu am avut timpul necesar să îi aducem în forma cea mai bună, dar suntem mulțumiți pe ansamblu. De data asta putem să spunem că suntem extrem de bucuroși datorită acestei performanțe deosebite, locul întâi pe cluburi, deoarece anul trecut ne-a lipsit de puțin să fim locul întâi pe cluburi la campionatul național de la Cluj, datorită unei medalii în plus de aur a echipei Steaua, a unei conjuncturi, unui sportiv al nostru care s-a accidentat. La competiția de lupte greco-romane s-a prezentat și celebrul Tolea Ciumac, acesta obținând locul al treilea la categoria plus 120 de kilograme.